esqueceu da coisa que tem mais gostei, já. Como assim? Aí vem. Tá descansando, vou até te lembrar aí, tchau. Spuneam anul trecut că nu vream ocazia să vin iarna și nu mai vară ca să iau copii. Dar acum am venit toamna și cam știu ce, ce înseamnă și iarna. Așa că ne-am obișnuit și știm apoi ce înseamnă iarna în Florida, în Canada. Nu sunt obișnuit și la dus altfel din Florida. Era căldură. Aici ne-am răcorit puțin. Și e bine. Vă duc salutări din Biserica Vitalul. Vă iubește și să roagă pentru Biserica. Și Domnul să vă binecuvânteze, așa cum ne-au spus frații de acolo. Suntem la cina Domnului. Al doilea act poruncit de Domnul ca Biserica să-l țină, după botezul în apă. Și ambele acte au în centru o persoană. Și acea persoană este Domnul Iisus Hristos, slavă Domnului. Te îmbotezați în numele Lui, în viață, în moartea Lui. Și la cina Domnului spune Domnul Iisus și Apostolul Pavel le spune în Corinteni, că ori de câte ori vă adunați și mâncați în trupul acesta, îndreptând privirea în două direcții, în urmă și în înainte. Și actul acesta e un act al comemorării la ceea ce Domnul Iisus a făcut în urmă cu 2000 de ani pentru întreaga omenire. Acolo pe cruce, Domnul Iisus Hristos și-a dat trupul Lui, sângele Lui a curs pentru întreaga omenire, ca oricine crede în El să aibă viața veșnică. Și ori de câte ori ne adunăm la masa Domnului, e masa Lui. Să la masă cu Domnul. Ne aducem aminte ce a făcut El. Și apoi mărturisim ce a făcut El. Și datoria Bisericii și a fiecăruia dintre noi să mărturisim, nu numai aici, ci în viața noastră, în toate zilele, ce a făcut El la cruce. Și apoi ne îndreaptă privirea spre viitor. Și spune Apostolul Pavel, zice, să faceți lucrul acesta până voi veni eu. Deci cina Domnului este și o mărturie a Domnului Iisus, lăsată bisericii, că El va veni din nou. În Vechiul Testament, mărturia aceasta era taxată pe altar. Altarul era mărturia că cineva va veni, că se va jertfi pe acest altar și va da viață veșnică omului. Și jertfele de pe altar mărturiseau și revesteau venirea Mielului Dumnezeu, care va aduce mântuirea întregii omenirii. Cina Domnului ne aduce aminte și ne atrage atenția că va veni o zi când acela care a murit va veni să-și ia pe aceia care s-au pregătit și-au trat viața în sângele Lui Iisus Hristos. Totodată, Apostolul Pavel are câteva învățături pentru Biserica din Corint. Și cunoaștem că Biserica din Corint a dat multe probleme Apostolului Pavel. A fost o biserică axată de învățătura apostolică, de învățătura sănătoasă a Lui Iisus. Și biserica aceasta s-a bătut și s-a bătut nu că n-ar fi cunoscut la început învățătura bună, nu. Ci biserica, în timp, a părăsit învățătura cuvântului. Spune Apostolul Pavel spre această biserică, nu duceți lipsă de niciun dar. Era o biserică care era îmbogățită cu darul Duhului Sfânt. Nu duceți lipsă de niciun dar, în ceea ce privește venirea Domnului, spune Apostolul Pavel. Și biserica aceasta a părăsit învățătura biblică, s-a axat pe darul. Ducând la denaturarea actului cinei Domnului. Și Apostolul Pavel spune că de a atrage atenția că datorită acestei lipsi a învățăturii și părăsirii învățăturii biblice, voi
trebuie să vă învăț din nou, spunea el, și spunea că atunci când vă adunați la cina Domnului, să luați masa Domnului, vă faceți mai bun sau mai răi? Și aici este un moment de cercetare. Cum plecăm de aici sau cum am venit aici? Și cuvântul ne spune că fiecare să se cerceteze. Și trebuie să cercetăm, suntem mai buni, ne facem mai buni sau mai răi cu ocazia aceasta. Și ca dovadă că biserica din Corint mergea pe un drum greșit și care se făcea din ce în ce mai răi spre ea. Faptul că între voi sunt certuri, dezbinări, partide, este un semn că nu mergeți pe drumul cel bun. Și Apostolul Pavel a spune, îți le spune loc și le dă învățătură cum se apropie de cina Domnului. Învățătură ca și pentru noi, nu? Ne venim aici și dorim să ne, și datoria noastră este să ne apropiem și să mâncăm trupul și sângele Domnului. Dar cum ne apropiem de El? Care sare inimii noastre când ne apropiem de trupul și sângele Domnului? De aceea Apostolul Pavel spune că fiecare să se cerceteze pe sine însuși. Fiecare să se judece pe sine însuși, că dacă ne cercetăm noi, atunci scăpăm și ne putem apropia cu o inimă curată dacă ne și lăsăm, dacă descoperim în inima noastră lucruri care nu plac Domnului. Dar dacă nu ne cercetăm, spune Pavel, și ne va judeca Domnul într-un fel. Deci, atunci când ne apropiem de trupul și sângele Domnului, trebuie să încercăm fiecare. Poate am greșit, poate suntem vinovați cu ceva, dar înainte să ne apropiem, să ne recunoaștem starea noastră, să mărturisim Domnului, să ne lăsăm și apoi ne putem apropia de trupul și sângele Domnului. Nu este ușor și acum în vremurile noastre s-a denaturat valoarea cinei Domnului. S-a denaturat fiecare să simte, zice că sunt obligat să iau. Să știți că am văzut și la televizor când s-a dat cina Domnului în mașină. O să luat în mașină și a luat cina Domnului. Și lucrul cel mai trist este că după ce a luat șoferul, a dat cina și la câine din spatele mașinii. Deci cât de departe s-a denaturat și cât s-a desconsiderat valoarea cinei. A luat șoferul și l-a dat și la câine, din aceeași câine. Groaznic, să știți. De aceea spune Apostolul Pavel, din cauza aceasta, între voi, sunt boli. Și în altă parte spune că și nu puțin mor datorită nesocotirii, sfințeniei, jertfei Domnului Iisus Hristos. Când plecăm de aici, în ce stare plecăm? Mai avem ură, invidie, neînțelegeri cu frați, în familie? Totodată această masă a Domnului ne îndeamnă la unitate. Și biserica trebuie să fie unită. Și că ori de câte ori mâncați din pâinea aceasta, spunea Apostolul Pavel, nu? Luăm dintr-o singură pâine cu toți. Ne îndeamnă să fim uniți. Dacă biserica este unitate, unitatea aduce biruință în luptă. Și biserica e îndemnată să lupte împreună. Toți să fim uniți în luptă cu diavolul, puterile Întunericului, în găsirea Evangheliei, în tot. La acest lucru îndeamnă cina Domnului. În dimineața aceasta suntem îndemnați să ne cercetăm. Prin rugăciune. Să ne mărturisim înaintea Domnului dacă avem ceva. Ca după ce plecăm de aici, să plecăm cu inimă împăcată cu Domnul. Cu inimă liniștită. Cu inimă care să simte cu aproape. Și a fost îndemnat la ora de rugăciune, să ne rugăm unii pentru alții, nu? Domnul face rugăciunea de mijlocire pentru frații și surori. Pentru că luând în aceeași pâine, alcătuim același trup
Și noi fiecare să mădurăm în trupul lui Hristos, dacă un mădular suferă, spre cuvântul, tot trupul suferă. Noi trebuie să simțim unii pentru alții. Nu invidie, nu ură, nu bucurie că lui se întâmplă ceva. Și să mijlocim și să stăm înaintea Domnului unii pentru alții. Și la Domnul, în această dimineață, ne amintește lucrul acesta. Deci comemorăm jertfa lui Iisus. Cât să ne aducem aminte că Domnul a murit pentru noi. Suntem mântuiți, suntem în casa Domnului, dar cât să ne aducem aminte de jertfa lui și să spunem și altora ce a făcut El pentru noi și pentru toți păcătoșii. Cât să mărturisim azi ce a făcut El. Dar mai ales cât mai așteptăm venirea Domnului. Că de la voi să spunem mereu, Domnul vine, Domnul vine. Și adevărat că Domnul vine, că El ne-a spus-o. Că vine. Dar cât îl așteptăm și cum îl așteptăm? Aici e întrebarea. Cum ne pregătim noi așteptându-L pe El? Dar cine a Domnului este un moment ca să ne aducem aminte că trebuie să ne pregătim pentru ziua aceea. El va veni și cine a Domnului ne avertizează că El ne-a spus să faceți lucrul acesta până voi veni El. Și atunci când va veni El, vom sta cu El la masă și ne va servi El. Până atunci, haideți să ne pregătim sincer. Când stăm la masă, Domnul să-mi duce aminte, Doamne, Tu vii, ai spus-o. Ajută-mă să mă pregătesc și la venirea Ta să nu rămân aici, ci să fiu împreună cu Tine și să fiu la masă cu Tine acolo. El ne va servi. Și va servi numai pe aceia care aici s-au apropiat de cina Domnului, sincer, cu inimă curată, pregătită pentru întâlnirea cu El. Domnul să ne ajute. Amin. Amin.